Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online. Suntem aici cu Cristi. Salutare. De data asta vom fi motocicliști. Avem aici un prieten, un tip. E băiat? Da, e băiat. Da. Are o față de foarte caracterul lui. Acum vrem să mergem la clubul de motocicliști să facem misiuni. Noi avem, da, și avem un challenge să folosim numai arme de astea mai bune, mai potrivite, spre exemplu revolverul sau double barrel shotgun, dar eu nu l-am, sau ăsta că e din biker, din update-ul cu biker, sweeper shotgun-ul, sau asta, da. Compact rifle, par mai de biker așa. Da, bine, eu cred că voi folosi în principal revolverul, că l-am și MK2 și parcă îmi place. Are un feeling așa mișto. Ești cu mine? Da, vin cu tine, că am o motocicletă de aia modernă. Nu avem clubul în Budapesta, că ne l-a luat când Budapesta. Ne-am apucat de GTA. Da, ăsta v-am farmat mult când ne-am apucat de GTA și eu și Cristi. E un tank după noi, îl vezi, tankul ăla? Cu roșu. Unde? Ăla? E pe aici. E tank? Da. Nu, păi nu vezi că se mișcă pământul. A, da, da, ăla, e unul cu roșu, dar ăla e tank, e în tank, nu e în tank, ăla e în magazin. A, ăla, tankul ăsta, da, da. Mai era unul roșu care era în magazinul de haine, la Ponson Bins, colo, la ăla de lux. Ar văzut șoful ăla, dar nu, ești de tank. Da, noi avem clubul de motocicliști în Budapesta. Da. Că l-am luat când eram mici, a costat 100 de mii clubul. 200 de mii. Nu? 100 de mii, nu știu că am zis că îl vrei pe ăla de 120 de mii și 100 sau 200, nu știu. Bă, nu 230 de mii sau 220 de mii? Bă, parcă 200 și mai mult. Stai că mă uit eu pe internet până faci tu. Unde era? Maze Bank? Cu ăla la foreclosure? Da. Da. Clubhouse. Bă, stai că nu-mi zice valoarea. Îți zic așa, aproximativ. Păi de pe unul de lângă. A, 200 cred. Și ceva de mii. Da, 220 de mii, cred, sau... A, deci 200 de mii. 170 de mii, parcă, sau nu știu. Că îmi dă opțiunea de renovate, că l-am deja. Opa, n-am păi voie să arăt asta. De pe unul din apropiere, că știu că erau apropiate sumele, 10-20 de mii. Da, păi pe ăla dădui, pe ăla de lângă, de 210 mii. De aia. A, deci nu 200 de mii am fost clubul nostru. 170 de mii, 180 de mii, cred, sau... Na, 205 mii, 215 mii v-ați prins pe la 200 de mii. Țin minte că l-am luat cândva level 50, mai puțin pe acolo. Da, și tu făceai la misiuni la greu. Bă, sunt deja, în afară de noi 3 de suntem aici, mai sunt 15. Da, deja l-am luat level 40, mai dau 50, invite, că poate mai intră 30. Oameni. Player, pam, 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 păi, pam, fel, pam, 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 poate, poate se înțelează cum a turlat un pe mine și ce mi s-a întâmplat. L-am invitat în organizație și am ajuns să fur o mașină. Și când am furat mașina, pe la final, mai așa, unul. Ăla s-a dat jos din mașină, că era mașină cu mine. Și așa și mi-a bubuit mașina. Da. Cum am făcut eu atunci cu Camacho, scena aia mișto, dar m-am bubuit pe mine. Eu te mai intră un tip, ce level are? 103. Hai să dăm repede o misiune ca să nu o pierdem, că văd, aba nu e băiat. Mă, de ce toate caracterele astea seamănă cu fete? Nu știu. Noi avem clubul, zici că atelier de mănuși. De mănuși, de biciclete. Bă, chiar și de mănuși, atelier de mănuși. Zici de biciclete. Repede, hai să dau o misiune ca să nu-l pierdem pe ăla, dar să nu avem cooldown. Ce aici? Atelier de biciclete? Ce aici? Deci avem așa, by the pound, jailbreak aia cu autobuzul și outrider aia să ducem niște oameni pe motociclete. Hai, by the pound. Hai, by the pound, ești tu la by the pound, mă gândeam. Gata, o dădui. Ce bine că prin sărani fără cooldown. Ne strică cooldown în episodul. Vezi că te dădui afară. Văd. Nu te las pe tine înăuntru. Dar nu ne luăm și noi un business de motocicliști. Business? Ce aici? Eu știu că eu nu prea mă mai joc GTA. Aha.
Roger Scrapyard. Mama, acum știi unde? Unde? Lângă unde e Famous Shame-ul, cum se numește, că nu mi-aduc aminte. Mate Bancarina. Mate Bancarina. La șantierul ăla acolo. Șantier. Da, știu. Ăla unde sunt chestii stricate, la fiare vechi acolo. Da, știu. Eu uite-l pe ăla cu BF400-ul. Ăla cu BF400 cu luminile. Mă avem 2.70. Hai că ai șanț. Stai că mă bolesc. Intrăm pe strada principală a Transilvaniei. Băi, uite unul. A, ăsta e prietenul. E cu deluxul. Da. Numai noi respectăm challenge-ul. Cu motoare. Eu cred că o să folosesc în principal revolverul, că îmi place să-l folosesc, parcă are un film. Bă, și compact grenade la un cerul. Și ăla putem să-l folosim. Și Betalex cu ăla. Eu super shotgun folosesc, că pot să trag ele pe motor și îmi place. Nu zic asta, cred că voi folosi revolverul, că pare și așa badass. Sau da, bă, lecția în revolver, că și ăla e cât de cât ok. Tu văzut și audio ăla. Audi? Era un E8 care venea așa, zici că bătuse cineva din pală în hărătare și zburase vântul. What? Nici nu înțeles ăi, da. Zici că bătuse halt din pală și cine halt bate din pală, zbura mașinile și așa. Așa era E8 care zbura. Cred că era player of the raider sau dacă nu... Făcut cineva haos sau ceva, în orice caz. Și ce făcut? De plică. Știi că parcă era un mit pe internet cu șoferul nebun sau ceva în GTA care te călca. Se duc cu praștea, ce făcut ăla? Se zbură așa. Ce-mi plăcea nu e la mituri din GTA 5. Da, și de acum e și ăla, Lasă, nu spune numele. Păi? Eu știu. Nu suntem plătiți pentru promovare. Ce promovare? Bă, stai că e pe timp, mai avem aproape o jumătate de oră, nu cred că ne ajunge timpul. Da, nu ne ajunge. Da, e mișto, super mișto Double Action revolverul ăsta, când ăla e MK2. Pare așa... Smecher. Crezi că e compact de genii launcher, nu strii. L-am și pe ăla. Bine, și tu l-ai. Da, păi eu am zis ăla. În afară de rangă aia. Da, ia, o iei. Băi, e un player sub pod, uite-l acolo. Al-o pușcă? Nu, l-am pușcat ăsta. Da. Opa. Bă, trebuie să-i cu famă sun el, că știi că... Ne-am bătut atunci, de mă întrebai tu. Ca și Famasul MK2 rupe. Deci nu știu, chiar dacă n-am pus nimic pe el decât extended clip și are cam aceeași capacitate. Bă, meet with the dealers. Trebuie să așteptăm să vină dealerii. Uite aici. Stai aici. Credeam că e misiune de. Mă rog poliția, am 2 stele. Omoară-i. Hai că fur mașina. E închisă. Bă, a apărut SWAT-ul. I-am buscat-o. SWAT-ul, văd. Ia producția. Barai. Mai e una în spate. Bă, stai că eu uitai să folosesc arma, da. Eu trag cu flash gun. Ia vină puțin la mine să vezi ce mașină de poliție găsi. Bă, el omori pe unul cumva și cu fama și cu flash gun. Găsi-o, nu știu, o mașină de poliție veche, așa. Din jaful, primul jaf. Astea le găsi la ambuscat, de astea e mașină FIB. Ce trebuie să facem acum? A, trebuie să l ajungem pe ăla să ajungă în... Plus de cap, vină cu ăla. Vină în asta de... Nu mă lasă, mă urc în ea. Poate. Hai în asta normală atunci. Asta merge, da, merge, hai. Fugi. Merge sunele. N-ai văzut niciodată de alea? Ba, am văzut, dar erau altfel. Era mașina lui Franklin. De poliție. Păi alea le găsi la ambuscat, deci știi, și dacă fac misiunile cu Barry... Nu mai trag că sunele astea, nu mai intra în poliție, sunele astea.
Știi că sunt niște misiuni cu Barry ăla, ăla care te pune să fumezi de iarbă și îți face caracterele, de le amecește și pe Franklin nu merge. Ăla se împrietenește cu Franklin și știi că misiunile alea de te duci și iei mașini. Da, știu. Te-mi fură mașină de are cocaină în ea, e grea misiunea, e destul de grea. Trebuie să scapi în vreo 3 minute, cred, de poliție și ai 3 stele. Și să duci și mașina, sau 5 minute, cred. E super ușor, știi de ce? Ce? Te duci acolo la metrou. Da, sau așa. Eu când mă duceam la metrou. Știi pe unde trece metrou, trenul și stăteam acolo. Da, și sunt mașini de astea acolo, cum o văzut și tu pe asta. Știi care-i codul? R1, R1, cerc, R2, băi, un player stânga, aici. Dreapta, stânga, dreapta, stânga, dreapta. Hai repede că eu am echipament. Și tu l-ai sau nu mai ai? Tu luași? Ce? Chase, dă-la. Îmi zice să ajut producția să ajungă în grație în ora diesel. A, mie îmi zice deliver. Eu am, înseamnă că mai are killer ăla sau... Da, am eu și încă unul, killer ăla sau nu știu. Ia, stai să mă uit pe hartă. Killer ăla pe unde e? Ăștia suntem. Suntem noi? Ăsta cine? Poliția. Dar e nașpa că dacă dai cu alarma, e mai mult intră în tine decât să se dea la o parte. Da. Păi nu știu din ce parte vii. Dacă eu vin, să zicem, știi cum, ca ambulanțele și astea, se pun pe mijloc, o stragi, iar tu trebuie să te dai deoparte. Știi? Ai văzut? Că te dai pe margine. Dacă eu, e clar că trec pe mijloc, sau eu știu. Dacă eu trec pe mijloc, tu de ce te-ai duce și tu în mijloc? Ești mai rapid ca mine sau ce? Schumacher. Face. Bă, hai că suntem, acum suntem pe aici. Mai avem puțin până la Budapesta. Oh, îmi trecurăm pe lângă. Uite cum fac ora amândoi. Ne inspirăm de o șingă. Mai avem puțin până în Budapesta. Tu vezi că deja intră player pe a doua pagină de player. Da, e un tip. Da. Dust Boca. Nu mai menționa tu numele oamenilor, ca nu ne plătesc. Nu glumeam. Nu, era amuzat, dar glumeam. Bă, chiar Cristi, ai făcut 50 de abonați? Am făcut, dar clipul e în lucrare, că spuseai pe clipul de azi că e în lucrare. Bine, lucrare că-l fac mâine, asta înseamnă lucrare. E în proiectare și ăla. În proiectare, adică... Bă, dar ne poți să-l aduci în colea... Ce facem aici? Aici trebuie să-l aducem la Gran Sonora de start. Stai să mă dau că așa, că ăsta se pusă cu mașina aici. Bă, da, stai. Ia, scoate-l din mașină. Se dă du-el jos. Uite pe mașină. Dă-te, mă! Nici n-am acces în mașina lui. Mută mașina! Trebuie să vină ăsta, stai mă că e unul aici, stai că trebuie să vină ăsta. Ai, o adusă-i! Dar n-are loc eu să vină. Eu nu realizam. 26.000. Se plăti bine, 26.500. Da. Să știu că îi fur mașina asta, ba nu merge, Führer. Asta e Duke of Death-ul ăla, da. Păi, ba nu, m-a pus ca pasager. Mamă ce... Ăla... Mașina asta mai, bă, e doar blindată sau are ceva, sau are ceva? Băi, eu te unul cu elicopterul, îl omorăm? Care elicopterul? E unul cu elicopterul. Închide episodul? Bă, nu știu. Hai că să mai facem ceva. Păi ce să facem? Nu știu, hai să ne îmbătăm. Pe hai la club, hau, să ne îmbutăm. Pe bune? Da. Hai să facem wrestling, hai wrestling. Bă, nu, că mă bat rău la ăla, ce-am zis, că nu știu cum să juc. Dai timpuri stânga-dreapta, stânga-dreapta în continuu. Stânga-dreapta, stânga-dreapta, dar cine știe să dea din mânuți așa de repede? Nici nu mai stă controllerul, zisă-i.
Petrec jumătate din zi la școală. Și după restul doarm. Stai așa, hai să furăm titanul să ne aruncăm cu parașuta, vrei? Bă. Ion nu muri. Ion nu atins săi. Bă, nu muri. Deci, știi cum o atins săi? Cu ăsta de deschis ușa. Cu mânerul. Vrea prietenul nostru să mă calce. Ăla cu mașina roșie ușurită. Parcă văd că ne slabută unul. Stai că trag cu fama așa că mă enervai. Bă, cred că l-o mor, bă, mă enervează. Dau friendly fire-ul ca să eu tragi. Da, dă-l. Mamă, ce nenorociți suntem. De unde dai? A, managem și friendly fire. Bă, pus să stau bombă pe tizan. Trag eu. Bă, uite titanul ăsta, e nebun. E menes de ăla. Era să mă moare. Vezi că, vezi că te calcă, dar eu trag eu acum. A, ia de eu. Trag cu fama sub. A, mă moru. Mă, nu-l nimeresc. Bă, 100 de gloanțe trebuie să-i în el. Bă, și cu Tommy Gun nu puteam să tragem, că și Tommy Gun nu e... Stai că eu n-am Tommy Gun. Ia că-mi iau sniperul ăla mare și puternic și forțos. M-am pus că și pe mine unul, altul. Gangbang pe aici cu... Eu joc bine cu account-ul, na, nu știu de ce. Account-ul, na. Bă, face killer ăsta ceva. A, abandonă clubul și trebuie să-l omorâm. A, hai, gata. Îl omorâm, gata. De ce am 200 de poliție? Hai, ia mașina să frum un avion, uite o banană. Nu mă lasă să intru mașina lui. Repede, repede, hai. Intru aici în spate. Trebuia mă pun pe mașină, să trag cu grenade pe aici. Hai să-l omorâm pe tipul ăla, că ne trădă. Hai să-l împasă, păi îl omoră eu. Păi eu l-am omorât atunci, parcă nu știu. Hai, hai să-l împa... Bine, hai să-l împasă, și... Conduci tu? Nu știu. Conduc eu să... Hai, conduc eu. Chi ziceam că să mă pun sniper, că eu trag mai bine cu sniperul. Stai. Ha, bă, caracterul. Stai că nu vrea caracterul. Poți să te pui. Așa. Gata, hai. Ca așa poți să-i tragi cu cățaua. Păi da, dar hai să ne aruncăm de... Uite, îți trag acolo. Eu te-l... Uu! Dar nu, n-am ținut-o până aici. Hai, bă, încerc să ne ajungem să ne aruncăm. Bă, stai! Bă, dragi, după noi! Nu contează, hai, încerc. Sari! Eu sari! Bă, și eu? Mă prăbuși. Bă, e mișto gangbang pe aici. O, ce scribiște așa. Hai, închide episodul. Stai puțin. Un pic să ne mai distrăm și noi, să-l mai omorăm și pe ăla. Să-i trag un snipe. Stai, îi dau și distruge elicopterele și astea, ca să poți să-i trag snipe. Cu MK2-ul. Bă, da, pe mine mă alergă un elicopter de poliție. A, de poliție? Că zic un elicopter așa. A, ieși omul. Se spără să ieși. E, pune și o trăsări în elicopter de poliție deja. Nu stiu, eu te-l pe aliatul ăla al nostru. Îl scoți și pe el și îl împușcăm. Fac no. Outro. Full. Ok. Cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe, să le trimiți mai departe. La revedere. Pa, pa!